Anise au mâncat hamon. Da, faci mal. Anise au mâncat hamon cu mâna. Și vreau să vă arăt cum arată telefonul ei, cât e unsuros. Acum te-ai zis arătușa meu. Așa, împinge. L-am pus! Deci, stai o secundă. Suntem la emisiunea Geopolitică cu Anisia Gafton. Anisia, ai legătura. În primul rând, nu i-am zis mai devreme America, dar e Anglia. Așa, de ce nu e ok ca Anglia să iasă din Uniunea Europeană? De ce planul Angliei de a duce la capăt Brexit-ul e o idee proastă? Așa. În primul rând, părerea mea personală este că această comuniune, Anglia, Nomec. Da. Anglia și mai cine? Știi că e în Uniunea Europeană e tot Regatul Unit al Marii Britanii. Exact. Și doar Anglia vrea... Regatul Unit înseamnă și Țara Galilor, și Irlanda, și Irlanda din Nord. Și... Exact. Și doar Anglia vrea să iasă din Uniunea Europeană. De și ce? Ei totuși sunt... De ok. Ești proști. De ce? Pentru că sunt vacanță în pula mea, nu pot nici aici, îți dau din palme. Gata, următoarea stație noastră, mergem la plajă. Bam, o să la plajă. Bam. Anisia, cum ți se pare că suntem aici? Super, super. Deci acum pare foarte puțin impresionabil. Aici e năsup la ăștia. Am și eu la România, Marea Neagră. Te-ai bici? Bici. Bici? A? Pazi rodos. Si? Arikitakati, arikitakata. You have very beautiful pălărie. Thank you. Good. Ce ai despre sangria asta? Este genială. Mi-e atât de foame, atât de obosită. Sunt... Am foarte multe nevoi. Sex, mâncare și somn. Deci... Asta o să apară în vlog. Da. Deci atât de multe nevoi am. Pentru că băutura aparent nu mai e nevoie, că ai băut destul. Nu mai funcționează, beau din nevoie. Ai mulți ani. Cum se numește asta, mă? Paia? Paelia. Paelia. În fructe de mare. Deci îi orez galben cu scoci și raci și astea, tot atâta. Paelia. Orez cu hepatită. Ai, și super șmecher, sangria, super, mergi la nebunie. Deci, Doamne ajută, bucătăria spaniolă, genială. Da, e ziua de Crăciun și e incredibil de cald. Da, da, Barcelona. Uite, mă, au și vocea Spaniei. E mai mișto, mă, asta. Ăla, asta e singura din soare pe care ai să o vezi în Spania. Să luăm ceva
chestii trebuie socotelnițe pentru magazine de frigider și era o doamnă care vindea la 1 euro fiecare. Și? Și Anisia, din opulență bănuiesc, v-a luat 3 breloace la 3 euro și a scos 50 de euro să dea femeie, pentru că femeia sigur avea să-i schimbi și astea și... Până și femeia o să ai, în spaniolă, voi să ai, ai grijă cu, cu banii ăștia, cu oameni care fură. Da, dar eu n-am așa... nicio treabă așa, în general. Asta e și problema. În general. Hai să-mi bag. Wow. Fuck. Cum ești, Anisa? Hai de mine, deci nu fac. Urcăm sus? Am fost așa e comod, dar... Hai de mine, eu sunt cu claustrofobia. Ba, adevărul cu o mea, amețeală ușoară, mi-a luat și cu mine. Ia uite mare acolo! Uite cum se vede marea! Stai! Wow! Mamă, cum se vede marea! Ia, măța, cum o să te sientes? Da, hai să luăm la... Claustrofobia mea, îți dai seama, eu... De asta smititic, așa, că nu îmi place să... Doamne, dar și copchiliță ești. Hai, măță, hai. Hai. Ai văzut? Cantare, tororo, pe piue. Vă uitați la părul meu, am încercat să-l fac. E la sua. Oh, vai da, ce frumos e. Ferice. Dar nu merge, nu? Ba da, la nimic. Ai pornit? Da, șef, cum să nu? Merge, merge, dar stai vreau să termine, Serghei, dansul dragostei. Băi, să știi că la aia din piață nu ieși mai bine. Stai cu scăt, bă! Clap! Mamă, aici ești... Ați urcat și mai mult? Da. De aici ați vede marea. Mă, aici e muzeul. Prea fain. Mamă, deci am urcat un pic, n-am știut la ce urcăm, dar a fost o meritat. Dacă era asta de unul în partea asta, la de, se vedea mult mai bine, bune ceață. Da. Două degete, hai mă, Nisea, că știu că poți să mănânci ca chinezi, hai. Talent, talentativ.
vacanță adevărată. Am fost azi, după ce am fost la Sagrada Familia și am fost la pe vârful ăla, în parcul ăla superb și dealul ăla de angustată, Barcelona, care e un fel de parc acolo. O superbitate a fost. Da, e parc, cel mai frumos parc pe care l-am văzut eu. Asta înseamnă să te relaxezi. Și am și urcat eu, fiind cu tocuri elegant, cu parc de zeu. A fost frumos. Am urcat sus pe un deal. E așa, și acum nici au insistat să ne punem ca fetele o mască. Da, unii ce ia cadeaua. Și că gândiți la tine. Și acum stăm, asta înseamnă vacanță, relaxare, viață și acolo. Spune, Anisia, te dor piciorul de la urcatul ăsta de 12 ori? Nu mă dor, pentru că ea vrea să fac de văcneau sărte. Am urcat o oră pe un deal ăsta cu abrupții și Anisia e ia foarte sportivă. Ia uitați pe unde, deci pentru că noi suntem foarte deștepți, în loc să luăm un autobuz care să-mi ducă civilizat. Da, am luat, vedeți pădurice aia? Prin toate hârtoapele și prin toți... E o pădure mare. Incredibil de interesant, că știu spaniolii să facă turism. Bă, arată super fain. Da. Deci asta e Tibidabo. Dacă ați auzit în Friends, era un episod în care a rămas Rachel încă gravidă, mă învăța asta... Deci era episodul în care Rachel a rămas gravidă, în Friends, cu Ross. Îl învăța Joe pe Ross o poveste de Barcelona, my trip to Barcelona, I went to a big hill Tibidabo. Și am ajuns noi în Tibidabo. Sper să nu rămân nimeni gravid în seara asta. Ia spune, ce-ai făcut tu acum? Ai cumpărat șampanie? Am luat un tip în meniu. Și când i-au costat pe noi șampania? 23, mă nu, ăsta e 3,50 euro, e scump, băi, când zici 3 euro, parcă e 3 lei. Nu-i. Așa, și un sandwich amărât cu două chipsuri, un milion. Mi-am pus și chipsuri dinăuntru, că e cucat. N-avea nica, deci n-avea mâini. Ce te faci, măi? Hai, bă, pe mă, e. Da, bă, că am sucuri, am să dau neapă. La mulți ani, domnșoara! La mulți ani! Așa! Dar nu se vede, a, ba da! Dar băi, hai, mai scoate țâțile afară, că... Ia uite ce aici am funcționat, amor! De aici suntem fix în centru orașului, exact unde ne-am cazat noi, pentru că ne-am cazat la puță. Practic noi vedeam artificii de pe balcon, dar n-am vrut. Adică. Noi stăm exact, Filipscaniu barcelonesc, adică... Doamne ajută, e de bine.